Ah, un moment amuzant? Da. Nu știu dacă, cred că după finala cu Dinamo. Rapid Dinamo. Nu, Dinamo cu Steaua Dinamo. Ah, de la Brașov. Da, am zis eu ceva, că au început, plângea Torze, fratele meu Torze plângea și am zis eu parcă după meci că au început să plângă cățelul și bun, eram entuziasmat, eram nebunit și după aia zic, uite-te ce prostie pot să vorbesc eu, care eu tot timpul am fost controlat, adică tot timpul am încercat să mă controlez, da, să nu vorbesc prostii. Ei, și atunci pur și simplu am scos asta și m-am amuzat după aia ulterior, e clar asta, nu? Asta că dar e interesant dintre... că te-ai gândit că ai greșit totuși, râzând de el în momentul ăla. Da, am greșit, pentru că după aceea am stat și m-am gândit, bă, omul suferea. Da. Bun, el era în partea de suferință, eu eram în partea de entuziasmare. Da. Și atunci m-am pus în viceversa și am zis, gândește-te dacă eram eu, ce suferință ar fi fost. Și atunci am zis, bă, am greșit, pentru că așa a fost. Greșisem. Bun, eram entuziasmat, era nebunie, primul trofeu al meu, prima cupă, wow. Am înțeles, dar trebuia să fiu mai controlat.